Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Robert Șișcă, ne pregătim pentru primul meci al etapei a 16-a, rundă care deschinde returul în Superliga de fotbal. Suntem la Ploiești, înaintea acestei confruntări dintre Chindia și FC Botoșani de fotbal a României. Așadar, ne pregătim și prima lovitură de începere aparține trupei pregătită de Mihai Teja, al celor trei goluri pentru Chindia. Greșeală mare aici, imensă, Doru Popadiuc, și este gol. Iată ce se întâmplă, balon incredibil lăsat de Eduard Pap în speranța că va ieși în afara terenului de joc. Este un tonto gol, realmente uluitor ce se întâmplă. Cel mai norocos gol, am putea spune, al acestui sezon. Doru Popadiuc lovit de acel balon incredibil. Tocmai vorbeam despre el și despre cele trei goluri din etapa precedentă în poarta voluntariului. Doru Popadiuc este lovit de acest balon, mingea prinde acel efect și intră în plasa porții lui Eduard Pap. Eduard Pap, iată ce reacție are. N-a mai urmărit acel balon, convins fiind. Prima reacție periculoasă a botoșaniului și este incredibilă ocazie. Minutul 8 al meciului. Cât de bine a intuit acolo Orzoco, se retrage perfectă, pentru că altfel a fost acea acțiune periculoasă. Și această execuție vine să confirme faptul că botoșaniul încearcă și din afara careului. Balon care trece însă mult pe lângă poarta lui Căbuz. S-a descurcat perfect fundașul lateral stâng. Aici este offside, impresia mea este că va fi poziția în afara jocului sau nu. Aflăm, Fanionul a rămas jos la Doru Popadiuc. Foarte bună acțiunea lui Denis Dumitrașcu mai devreme. Dar acolo în careul celor de la FC Botoșani este o fază fierbinte, să nu spunem altfel. Riscă să rețină acel balon, nici nu prea avea cum. A preferat să-l boxeze. Atenție aici, Neguț, și este fază care aduce lovitura de la 11 metri. Incredibil. Lara Cyril Zabu. Incredibil și acest lucru, pentru că Daniel Neguț, capitanul Chindiei, este păcălit prea ușor. De acolo pleacă totul, din flanc, minutul 32. Tibi Căpușă, dezamăgit de decizia centralului Andrei Chivulete. Cred că problema a fost una în defensiva Chindiei cu neatenția. Aici ce se întâmplă cu Neguț, vine o centrare cu balon deviat de Akhmatov și Tibi Căpușă, care a încercat calitatea materialului din care se făcu tricoul celor de la Botoșani. Cătălin Căbuz, concentrat, și este gol! 1-1. Este reușită fără probleme, semnată de Sebastian Mailat, care trimite sigur pe mijlocul porții, își alege colțul Căbuz. Și iată cum FC Botoșani, fără să impresioneze, mai mult chinuindu-se în compartimentul median, încercând într-adevăr să creeze fotbalul ofensiv, dar nu cu multe reușite. Iată, botoșanul obține lovitura de la 11 metri la această fază. N-ai voie să te aperi de o asemenea manieră, pentru că Tiberiu Căpușă ratează poziționarea față de balon și adversar. Evident că din instinct îl ține, îl trage pe Cyril Zabu. Cată bine, în mod special în primele 45 de minute pentru Chindia Târgoviște. Botoșaniul însă forțează din nou ocazie mare și este gol! 2-1 pentru echipa lui Teja. Reușită semnată de Secu Camara, care păcălește vigilența în marcajul inexistent făcut de Daniel Celea. Secu Camara
face diferența. Minutul 79, Chindia Târgoviște, FC Botoșani, 1-2. Da. Reacția lui Toni Petrea este una elocventă după primirea acestui gol. Secu Camara, după această lovitură liberă executată foarte bine de Andrei Dragu, pleacă bine pentru a întâlni acel balon, îl preia elegant Celea, marcaj ridicol. Iată-l pe Celea cât de departe era, întârzie în duelul pentru balon, iar Secu Camara face diferența în minutul 3, însă FC Botoșani a reușit să întoarcă rezultatul. Aici șansă de gol imensă, imensă. Se cere penalti. Se cere penalti la Daniel Popa. Daniel Popa îl depășește pe Eduard Pap, iar în momentul în care are prin planul cu poarta goală, capitanul Chindiei ratează ținta. Contact probabil că a existat, însă a continuat faza. S-a acordat avantaj pe acțiunea ofensivă a trupei gazdă. Nici vorbă de offside, iată ce se întâmplă. Acolo mai greu să ne dăm seama. Aici, da, există contact. Există. De pe traiectoria porții lui Popa a fost mai greu. Iată ce se întâmplă, lovitură liberă la care Eduard Pap ezită. În Superliga revedem faza la care reacția lui Eduard Pap este întârziată. Tare a dat impresia că va ajuta în evoluție. Atenție, aici este gol. 2-2, al doilea moment important al acestei partide în ceea ce privește pe Chindia. În al patrulea minut al prelungirilor, capitanul Daniel Popa, atacantul Chindiei, face diferența, pleacă de la limita offside-ului și îl învinge plasat pe Eduard Pap. Final de așa cumva tensiune rarisimă pentru Toni Petrea, avertizat în această seară, multă nervozitate. Petrea a încercat să-și cravașeze, să-și încurajeze elevii. Daniel Popa marchează însă pe fondul unei erori care vine de asta dată în ceea ce o privește pe Botoșani. Ridicol, absolut ridicol cum a ieșit acolo Kevin Boli pe sub acel balon impardonabil. Snow încercând să-l oprească pe Daniel Popa, dar spuneam, Daniel Popa este genul de atacant căruia nu ai voie să-i oferi nici măcar un sfert de astfel de șansă.